Bună ziua tuturor, domnule primar, domnilor consilieri locali, sărbătoarea sfințiile voastre, dragi părinți. Mă bucur să ne vedem astăzi împreună cu domnul deputat Leoreanu la ședința de constituire a Consiliului Local a Comunei Ruginoasa, la depunerea jurământului din partea domnilor consilieri și la depunerea jurământului din partea domnului primar. Domnul primar, înțeleg că prima dată începem cu intonarea imnului de stat, da? Exact. Atunci vă propun să ne ridicăm în picioare. Ești neapte-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește țartă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că-n astea mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastre pieptori păstrăm cu fanul în nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Și când a noastre pieptori păstrăm cu fanul în nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Bravo! Și dacă tot suntem la această festivă, e bine să începem cu o rugăciune, zic, cu binecuvântare. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Adunare, frumoasă, binecuvântare. Amin și Doamne ajută. Amin. Mulțumim. Decanul de vârstă, domnul secretar? Domnul Ciobanu Dumitru. Păi nu, lăsați-l. Eu o să dau citire pe scurt în chiar de ședință a judecătoriei Roma, pronunțat în dosarul 5647/291/2020. Iar instanța dispune, numi și hotărăște numele legii, admite cererea formulată de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 64 Ruginoasa, județul Neamț, de validarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Ruginoasa și validează următorii consilieri locali declarați să aleși conform procesului verbal privind centralizarea votului, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor. Pruncu Nicolai, Asaftei Costel, stați așa o secundă, Găinariu Petru, scuze, a Petrei Gheorghiță, Mitrea Mihai, Ciobanu Dumitru, Andrei Neculai Gelu, Ciobanu Marius Ioan, Asaftei Ioan, plecat de la CGS-a, și invalidează mandatul domnului consilier local Grigoraș Miluc, având în vedere că domnul Grigoraș Miluc a optat pentru mandatul de primar. Mai sunt, înseamnă, doi consilieri locali care nu au fost validați și o să primiți încheierea de la judecătoria Roma, după care, în prima ședință de consiliu, o să-i validați
După ce e validat în prima ședință de Consiliu pe noi consilieri, pe cei supleanți, urmează să intrați după aia în dezbatere cu privire la votarea viceprimarului și alegerea unui nou viceprimar la Consiliul Local. Domnule președinte de ședință, o să vă rog să invitați în ordine alfabetică pe domnul consilier să depună jurământul. Mulțumesc! Ia, ajută-mi! Asistentul cel mai tânăr, da. Da. Dar ce ești documentație? Acolo. Invit pentru a depune jurământul domnului consilier local Andrei Nicolae Gelu. Ce am venit? Da. Da, noi să-l punem pe masă. Să-l punem pe masă și unul să-l citească. Și un pic acolo să fie ca să semneze. Am în două trebuie să semneze, unul dă unii la dânsul, unul la dânsul de dar. Așa. Doar jurământul, ce-i vorbit cu unii. Ce vreți să cu mâna pe Biblie și pe Constituție. Așa de Constituție. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puternic și pricepere avea. Pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa, așa să ne ducem în mers. Felicitări, domnul consilier. Semnat. Una o luat dumneavoastră și am dat pe unui secretar. Invite consilierul local a Petrei Gheorghiță, pentru a depune jurământul. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Invit pe domnul consilier al statului Costel pentru a depune jurământul. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Mulțumesc frumos. Invit pe domnul consilier al statului pentru a depune jurământul. Nu să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și cu ce e ferea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări! Și cum mă depune Ciubanul Dumitru, consilierul local. Bună, domnul secretar! Hai ca să le putem și valida după aceea. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperile mea pentru binele locuitorului comunului Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări! Pe domnul consilier de Renare Petru, vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Pe
domnul consilier Mitrea Mihai pentru adresul dumneavoastră. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier. Domnul consilier, Sfântul Nicolae, pentru adresul dumneavoastră. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasă. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos, dar e grea, domnul. A, păi s-au închis, că vine toamnă. A, păi dau-ți frumoase afară, să fii și un spirit de glumă, nu? Gata? Gata. Da. Punctul 2. O să dau citire hotărârii 480, pronunțată de judecătoria la momentul dosarul 5646/291/2020. Iar instanța, în baza articolului 101, aliatul 2 din legea 115/2015 și articolul 149 din nou G57/2019, reprezentând codul administrativ, validează alegerea funcției de primar a comunei Ruginoasa a domnului Grigoraș Miluc. Domnule primar! Hai să ne ridicăm când depunem jurământul. După. 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 După ce semnez. Uite, iau. După ce jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, mulțumesc. Felicitări. Și vă rog să-mi permite să vă ajut, domnule primar. O și așezăm direct în poziția legală, reglementară și... Uite, de bine așezat, o să fiu un mandat extraordinar. Da. Mă bucur. Mulțumesc. Mulțumesc, Doamne ajută. Mulțumesc. Mulțumesc pentru susținere, mulțumesc. Ca această comună. Ca această comună să arate așa cum arată la momentul ăsta. Mulțumesc pentru tot celor care au luptat să mă susțină în următorul mandat și mulțumesc și celor care au intrat în Consiliul Local, noi consilieri care au intrat în Consiliul Local și sper să avem un mandat ușor, un mandat cu multe realizări și un mandat în care să primeze binele cetățenilor comunei Ruginoasa și binele comunei noastre. Încă o dată, mulțumesc! Domnul președinte de ședință, dacă ne permite și mie și domnul deputat să luăm cuvântul. Cuvântul domnului, are cuvântul domnul prefect, Marta. Da, te rog. Gata, mulțumesc frumos. O să pun cum hotărâți. Felicitări tuturor consilierilor local pentru încrederea care ați primit-o de la cetățeni pe 27 septembrie. Fiecare dintre dumneavoastră, în mod clar, indiferent de culoarea politică, reprezentați o zonă de încredere din partea cetățenilor, reprezentați piloni în comuna Ruginoasa și de aia oamenii v-au trimis în Consiliul Local
pentru a decide, pentru a hotărâ în numele lor ca reprezentanți legali în Consiliul Local, așa cum ați jurat astăzi cu mâna pe Biblie și Constituție, să faceți tot ce vă stă în putere, în pricepere, pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. De asta, sfatul meu pentru dumneavoastră în cei 4 ani de mandat e ca, indiferent de orgolii, de diferențe personale, de culoare politică, să gândiți întotdeauna înspre binele comunității atunci când veți lua hotărâri, indiferent de la cine vine o propunere. Dacă ea este bună, dacă este corectă, legală și e înspre binele comunității, să puneți pe primul loc interesul comunității și a oamenilor și după aia, eu știu, alte gândiri, alte filozofii politice sau de altă natură. Îl felicit pe domnul primar, un prieten bun mie, pentru mandatul pe care l-a obținut. Știu că nu i-a fost ușor ca primar interimar, știu că s-a zbătut, a avut greutăți, a avut și piedici, a avut lupte interne, dar cu înțelepciune a reușit să le depășească și bunul Dumnezeu i-a ajutat să fie ales legal în 27 septembrie ca primar al comunei Ruginoasa. Vă doresc, domnule primar, un mandat ușor, dar un mandat plin de muncă. Scrieți proiecte, faceți proiecte, că vorbim de bani guvernamentali sau europeni, iar eu, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, domnul deputat Leoreanu, colegii noștri vor fi lângă dumneavoastră pentru a vă susține și vă ajuta în tot ceea ce înseamnă dezvoltare și proiecte pentru comuna Ruginoasa. Felicitări tuturor deopotrivă, felicitări, domnule primar, Doamne ajută și un mandat cât mai bun să aveți. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule prefect, domnule primar, stimați consilieri, preacucernici părinți. E o bucurie să mă aflu astăzi aici, într-o zi frumoasă de toamnă și o ședință festivă de constituire a Consiliului Local Ruginoasa și investirea primarului comunei Ruginoasa. Subscriu la ceea ce a spus domnul prefect și cred cu adevărat că în următorii 4 ani, în care nu vom mai avea nici o campanie electorală și nici o alegere, puteți construi lucruri frumoase aici. Eu vă declar sprijinul meu total, împreună cu domnul prefect, cu ceilalți colegi ai mei, susținere pentru proiecte pentru dezvoltarea comunei Ruginoasa. Voi fi un partener corect, transparent și acerb susținător a comunei Ruginoasa. Dar același lucru trebuie să plece și de la dumneavoastră, pentru că sunt comune care au înțeles acest lucru, s-au așezat la masa de lucru, au susținut proiecte împreună și comuna s-a dezvoltat. Acolo unde există dezbinare, acolo unde este scandal, nici Dumnezeu nu pune milă. Nu pune milă, că are alte treburi, că scandalul vine din iad. Pacea și iubirea vine din rai. Și atunci s-a terminat campania pentru alegerile locale, lucrurile s-au așezat astăzi, iată, sub binecuvântarea preacucernicilor părinți, cărora le mulțumim și eu cred că de aici încolo, chiar dacă, domnule prefect, să știți că la Ruginoasa oamenii sunt mai dinamici, mai mândri, mai așa tumultoși, să spunem într-un cuvânt, eu cred că e momentul să arătăm și altora. Comuna Ruginoasa poate ieși dintr-o zonă a zăzanii și intra într-o zonă de lucru, de comună, cu atitudine serioasă, implicată, dedicată, astfel încât oamenii să nu asiste doar la certuri, ci să asiste la proiecte frumoase făcute pentru ei. Oamenii v-au ales sperând că această comună poate să se înscrie și ea pe drumul dezvoltării, iar acest drum al dezvoltării vă anunț cu toată sinceritatea și cu tot devotamentul că vă voi fi partener. Dar, în același timp, știți cum e, când cer de la Dumnezeu, în primul rând trebuie să vrei și tu. Și atunci, îndemnul meu este să fiți cu toții uniți, dincolo de principiile politice a partidelor din care proveniți, de acest dezderat al dezvoltării comunii. Eu cred că acest lucru chiar se poate întâmpla în acest mandat. Vreau să vă felicit pe toți consilierii locali deopotrivă, indiferent din formațiunea politică din care proveniți, pentru că aveți în spate voturi ale oamenilor și fiecare consilier local trebuie respectat și fiecare consilier local trebuie ascultat, iar în momentul în care lucrurile se analizează, se decid cu majoritate să meargă pe mai departe, pentru că până la urmă asta este menirea, să ajutăm pe fiecare cetățean a comunii Ruginoasa în parte și să dezvoltăm comuna în ansamblu. Domnule primar, vă felicit pentru acest nou mandat, vă urez mult succes,
Fiți un primar aplecat asupra problemelor oamenilor, fiți un primar dedicat, așa cum vă știu, un om așezat, un om care poate să pună la masă pe toți cei care sunt implicați în forul legislativ a Comunei Ruginoasa, mă refer la Consiliul Local, și sunt convins că lucrurile vor putea să meargă într-un sens bun pentru Comuna Ruginoasa și așa cum pe anumite proiecte pe care le știm ați avut în mine un partener, așa veți avea și în continuare și vă voi fi alături să sprijin comuna de care sunt legat dincolo de calitatea de deputat și prin calitatea mea de cetățean care are ancore rădăcini în această comună. Vă mulțumesc, vă urez tuturor un mandat ușor, dar plin de proiecte de muncă și de satisfacții pe măsură. Doamne ajută! Poate din consilieri care sunt validați astăzi, au ceva... Dacă vrea cineva să... Cuvântul, cu drag. Dacă nu declarați ședința... Dacă nu declarați ședința închisă... Da, a spus domnul deputat mai devreme că... Și într-adevăr, lucrurile au fost într-un spirit mai acerb, ca să zic, în ultima perioadă în Ruginoasa, dar să nu uităm că Ruginoasa a dat oameni înțelepți, oameni pricepuți, oameni de valoare, iar unul dintre ei este cel care, și un arhiereu, dar unul dintre ei este cel mai bun primar a municipiului Roma din ultimii 30 de ani. Și de aia luați exemplu la domnul deputat Leoreanu. Mulțumesc, domnule. E un exemplu bun, cel mai bun exemplu la mine, frate. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi atunci. Declar închisă. Ședința. Da, mulțumim și mult succes. Da.